Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni! Nu se putea să lipsească horoscopul săptămânal. M-am gândit că este momentul oportun să fac această etalare pentru Zodia Taur, ascendent în Zodia Taur. Înainte de toate vreau să vă reamintesc, fiind o etalare generală, este de datoria mea să repet acest lucru, să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Și să vă înscrieți la canal dacă n-ați făcut-o, m-ar bucura și ar fi plăcut să vă am ca membri pe canalul meu și în acest mod noi vom rămâne în contact și veți primi notificări cu ceea ce voi distribui, este gratuit, apăsând doar clopoțelul. Voi începe cu Zodia Taur cerând un mesaj din partea îngerilor, că eu ador foarte mult îngerii și mesajele lor, că ne sunt întotdeauna alături, dacă bineînțeles le vom cere acest lucru. Există legea liberului arbitru și ei nu intră în viața ta, nu se bagă, nu intervin într-un niciun mod dacă tu nu vei cere ajutor din partea lor. Da? Haideți să vedem, dragii mei, tauri, pentru următoarele zile. Îngerul Caresa îți transmite așa că a venit momentul și a venit sfârșitul unui ciclu în viața ta. Cere îngerilor să te consoleze, să te ajute, să faci pasul următor, fericirea te așteaptă. Se vede că treci printr-un moment mai dificil, să spunem, o perioadă mai întunecată în ce te privește, în ce privește rădăcinile tale, stabilitatea ta, poate financiară, poate stabilitatea ta concretă, acolo ești pe gânduri, acolo s-a terminat ceva sau ceva nu funcționează așa cum ți-ai dorit, da? Și ești un pic mai trist, un pic mai dezamăgit, pe gânduri, singuratic. O perioadă mai întunecată, să spunem așa. Dar s-a sfârșit un ciclu, deci nu există sfârșit fără început. Întotdeauna va exista un nou început în viața noastră, da? Dar pentru aceea trebuie să se termine un ciclu pentru a fi un nou început. Și așa că îngerii vă roagă să vă... Să vă rugați, pentru că ei vă vor consola, vă vor ajuta să mergeți mai departe, să faceți următorul pas, pentru că fericirea te așteaptă, da? Deci fă următorul pas, ieși, poate unii dintre voi chiar aveți un moment depresiv sau o dezamăgire, o tristețe în viața dumneavoastră, așa că îngerii te vor ajuta și te vor consola dacă îi vei lăsa să facă acest lucru și fericirea te așteaptă. Uite, noi experiențe pentru tine, ți-am spus că se termină un ciclu și vor fi noi experiențe, da? Noi începuturi pentru tine. Zici așa că unele noi experiențe intuitive și spirituale vor schimba modul tău de a vedea chiar și lumea și pe tine însuți. Permite donurile tale spirituale să se expandă cu studiul, rugăciunea și meditarea. Deci, deschideți brațele, primește în viața ta lumina, pacea, vindecarea. Vei primi idei, intuiție, inspirație divină. Văd aici un porumbel care va veni către tine să-ți ofere această inspirație pentru noi începuturi, această intuiție. Trebuie doar să te deschizi, să asculți. Da? Trebuie doar să asculți. Pentru că ei ne ghidează, ne consolează, ne ajută, numai că noi trebuie să avem urechi, cum zicea Iisus, cine are urechi să audă. Da? Și văd că litera A, L, poate are un rol important în viața dumneavoastră, E, S, C, R. Ok, haideți să vedem energia generală pentru voi, dragii mei tauri, pentru următoarea săptămână, pentru următoarele zile de pe 22. Ce se va întâmpla, ce va fi? Ce energie aveți dumneavoastră, ce energie veți avea în următoarea perioadă pentru Zodia Taur, ascendent în Zodia Taur? Pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, energia generală pentru Zodia Taur, ascendent în Zodia Taur, îndrăgostiții. O relație de cuplu sau un cuplu, energia generală, văd aici în ce privește o relație de cuplu, o colaborare, anumite dubii, îndoieli în ce privește această relație sau în ce privește un tânăr, da? Un tânăr sau o tânără, copiii.
Îndrăgostiți aici îmi spune că trebuie să faceți o alegere, să luați o decizie, da? De aceea spune aici că va fi un nou ciclu. Și veți face acea decizie cu inima. Această culoare este roșie, da? Și îndrăgostiții vorbește de sentimente, de iubire, care vorbește de inimă, de culoarea roșie. Aici sunteți îngândurat, aici aveți probleme sau dubii, îndoieli, da? Aici trebuie să luați o decizie, să faceți o alegere, da? Și pentru aceea trebuie să vă rugați pentru a primi intuiție și inspirație divină. Dar văd că lucrurile se vor clarifica în viața dumneavoastră, pentru că a ieșit lumina aici, va veni pacea și vor fi noi experiențe care te va schimba și pe tine și vei vedea lumea în alt mod, să spunem așa. Îndrăgostiți aici, văd că vei alege cu inima. Da? Vei face alegeri cu inima ta în următoarea săptămână. Haideți să vedem. Trebuie să lași trecutul în urmă, trebuie să iei o decizie cu inima. Da? Să iei o decizie importantă ce privește viitorul tău, în ce privește poate un loc de muncă, în ce privește o relație, în ce privește studiile sau în ce privește copiii. Acolo te preocupi și ai îndoieli, dar pentru noi începuturi. Pentru un viitor mai bun. Din nou, îndrăgostiții. Ce? Eu nu mai am cuvinte. Ia uitați, îndrăgostiții. Haideți să vedem. Da, o renaștere în ce privește relația de cuplu, familia dumneavoastră, o renaștere, o veste. O veste în ce privește o relație. Acolo veți fi pe gânduri, da? Vedeți cum vorbesc unele cu altele. Am cerut de la Cartea Îngerilor, la Tarot, la energia generală. Haideți să vedem ce mai dorește să iasă, dacă mai dorește prea multe. Dar, ok. Zodia Taur, aici văd zodia Gemeni, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, cifra 26. Haideți să vedem, dragii mei. Ok. Deci, în următoarea săptămână, va trebui să revizitați trecutul, da? Să revizuiți trecutul, să revedeți trecutul, să analizați trecutul, prezentul, pentru a lua o decizie pentru viitorul vostru sau al familiei voastre. O veste care veți afla un adevăr sau ceva, va ieși un adevăr la iveală, veți lua la cunoștință anumite situații, va trebui să căutați soluții împreună cu persoana iubită sau în ce privește un tânăr. Poate veți auzi, veți primi o veste că un tânăr sau un cuplu se întoarce acasă. Aici văd că veți vedea cu claritate viața și veți ști ceea ce trebuie să faceți, veți ști care este scopul divin al vieții dumneavoastră. În inima ta deja știi ce trebuie să faci. Văd o renaștere, da? O renaștere și ți se cere să îmbrățișezi iubirea adevărată, chiar și în ce privește o colaborare, poate de prietenie, nu numai într-o relație de cuplu. Și văd un nou început, mai stabil. Trebuie să faci o alegere în ce privește familia ta sau cuplul tău pentru un nou început, pentru o nouă ofertă, pentru o nouă carieră, un nou drum. Poate în ce privește un tânăr dorește să înceapă un nou studiu, o nouă școală. Aici văd că divinitatea vă va propune ceva, chiar și o sumă de bani sau în ce privește o oportunitate de carieră, un contract. Acolo trebuie să luați o decizie în ce privește un contract sau în ce privește o casă. Acolo trebuie să luați familia noastră, cuplu, copii. Acolo sunteți pe gânduri, da? Și văd că va fi ceva mai stabil, văd chiar și intrări de bani și vedeți câte flori înfloresc, adică noi oportunități pentru voi, pentru viața voastră. Și aici văd pașul de spade. Văd un tânăr sau o tânără în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător, care vă va spune ceva, vă va comunica ceva, poate într-un mod mai direct și nu vă va conveni foarte mult ce vă va spune, dar până la urmă este o persoană indaco, adică este o persoană sensitivă, are dreptate. Văd că veți avea anumite provocări intelectuale sau trebuie să aprofundați mai bine anumite situații, un contract, să
Fiți mai curioși, luați notițe sau veți comunica foarte mult pe internet, pe rețele de socializare. Oricum trebuie să vă revedeți anumite documente aici, văd. Da, să vă folosiți înțelepciunea, chiar și intuiția. Șasele de bețe. Văd că veți fi în centru atenție, veți fi premiați, veți avea parte de victorie, de un succes, veți fi răsplătiți, da? Veți lua alegerile cu înțelepciune și văd că veți avea parte de succes, o promoție, o răsplată sau poate studiile dumneavoastră, roata norocului. Veți avea parte de noroc, de un contract, de să faceți un drum unde ați mai fost în trecut. Roata norocului spune cu oportunitate, cu noroc, cu un nou start, un nou început, un progres neașteptat, că o schimbare pozitivă care va veni în viața dumneavoastră. Dar văd că ceva nu vă convine, nu vă mulțumește, nu știu ce. Sau sunteți plictisiți, sau nu e ceea ce v-ați dorit aici. Haideți să clarificăm. Uf, nu-mi place că ies toate. Păi cine le ia pe toate astea? Haideți să vedem. Eu vreau una pentru fiecare. Uite, s-a întors una pentru fiecare. Da, familia noastră poate veți auzi în ce privesc anumite documente sau veți nu neapărat în familie, dar judecata aici poate trebuie să reevaluați anumite documente sau să revizitați anumite documente. Un trecut sau un contract din trecut trebuie să, poate veți avea anumite discuții în ce privește un trecut și judecate aici că veți primi o veste că trebuie să revedeți, să faceți o claritate vieții voastre, să revedeți, să rezolvați anumite documente din trecut sau anumite secrete, discuții care vor ieși, văd aici chiar și o luptă, un extremism care poate aduce în familia noastră o discuție, o ceartă. În ce privește îndrăgostiți aici, văd că trebuie să luați o decizie să plecați sau să faceți un drum pentru bani, pentru carieră, pentru a merge mai departe. Sau în ce privește un tânăr să studieze, da? Pentru îndeplinirea unui tânăr, unui proiect al unui tânăr din trecut aici. Acolo trebuie să luați decizia cu un copil sau cu o tânără. Și cifra 9, 6, 20, 8, 6, 4, 10 are un rol important. Și văd că în ce privește acest nou contract, vi se cere să fiți devotați, da? Să fiți devotați pentru că văd aici că va fi un echilibru, veți ajunge la un echilibru, la o stabilitate, dar văd că trebuie să renunțați, să lăsați ceva în urmă. Și e posibil cineva din cuplul dumneavoastră sau din familie să nu fie tocmai mulțumit în ce privește acest nou studiu, această carieră sau acest nou drum. Haideți să vedem. Zodia Taur, dumneavoastră, vă încăpățânați un pic să mergeți înainte. Vă încăpățânați să spuneți ceea ce gândiți, să fiți mai curioși, să aprofundați, să luați notițe, să vă informați mai mult și faceți bine că faceți acest lucru foarte bine. Vă veți folosi logica. Și văd că plecați la drum, da? Văd că plecați la drum pentru reușita dumneavoastră, pentru un nou început, în ce privește destinul vostru, pentru un nou proiect, pentru o nouă stradă și văd că veți hotărâ, veți decide să faceți ceva nou destinat vouă. Dar văd aici nu doriți să vedeți un adevăr sau poate vi se ascunde ceva. Totuși să aveți grijă. În ce privește în comunicare, poate în comunicare acolo, în ce privește acest nou început, poate nu veți dori. Wow, dați pe afară, sunteți supărați sau nervoși în ce privește această reînnoire. Parcă vă aud că chiar și vorbiți în momentul de față. Văd că cineva, ori în comunicare, ori cineva nu dorește să vadă anumite lucruri sau să audă anumite situații. Roata norocului îmi spune că văd că veți face o călătorie sau roata norocului îmi spune că veți intra în contact cu mai multă lume sau cu mai multă naționalitate sau cu să plecați într-o altă țară.
Să faceți o călătorie peste hotare. Aici îmi spune roata norocului. Unde ați mai fost în trecut? Și știți deja, de fapt, și de acea țară și sunteți foarte hotărât să faceți acest lucru. Pentru independența dumneavoastră. Văd că cineva este cam trist în ce privește independența dumneavoastră, că vă axați foarte mult pe carieră și văd că nu vedeți o oportunitate sau sunteți în propria dumneavoastră lume și vi se cer să vă treziți în ce privește persoanele din jurul dumneavoastră. Vă văd foarte independent și nu acceptați ajutorul altor persoane, nu vedeți ajutorul altor persoane. Da, dar eu văd că veți fi mulțumiți. Veți fi mulțumiți și văd că un tânăr sau o tânără va avea armonie, se va elibera de anumite relații toxice, de depresie, de persoane care aduceau sau de blocaje și văd că prietenia are un rol important. Prietenia are un rol important în viața dumneavoastră. Vi se cere să fiți prieteni cu copiii dumneavoastră, da, cu familia dumneavoastră și văd că veți prinde rădăcini. Ceva va deveni tot mai stabil. Și văd că prietenii vă vor oferi forța necesară. Tu vei fi foarte intuitiv, cum ți-am spus înainte, și te vei informa, te vei încăpățâna să afli mai multe, pentru că vei primi anumite informații sau vei fi mai intuitiv ca niciodată și faci foarte bine. Văd că vei fi receptiv la informații, la intuiția ta, la lucrurile ascunse și te vei încăpățâna să afli mai mult și chiar să intri foarte mult pe rețele de socializare. Văd că vei integra în tine partea feminină cu cea masculină, vei face pace între tine și o anumită persoană, va trebui să asculți punctul de vedere altor persoane pentru că văd aici diferite naționalități sau mentalitate diferită sau vârstă diferită. Și vei integra partea masculină cu cea feminină, partea întunecată cu cea luminoasă și vei face pace, te vei vindeca. Da? Și ce privește relațiile cu cei din jur, ți se cere să asculți și punctul de vedere al altor persoane pentru a face pace în viața ta, pentru a duce la pace și vindecare, pentru că acolo vor fi discuții contradictorii. Văd că e posibil să fii condiționat de anumite situații, da, anumite blocaje, văd, anumite, trebuie să faci anumite compromisuri sau vei fi condiționat. Văd foarte multe iluzii sau te afli într-o țară în care tu nu ai nicio treabă sau între anumite persoane, vezi, ești oaia neagră, între, de fapt, nu neagră, dar ești diferită față de persoane cu care vei fi. Ceva nu-ți va conveni, te va deranja, te va... Și ți se cere să depășești iluziile, să te eliberezi de iluzii, pentru că te gândești foarte mult la partea materială, la aspectul financiar și te superi. Ceva nu-ți convine, te ține pe loc acest lucru, pentru că ești condiționat de reguli. Și ți se cere să te eliberezi, să depășești aceste iluzii, să vezi dincolo de aparențe, da? Să te eliberezi pentru că văd că ești blocat într-o situație și nu-ți place deloc. Să ieși afară. Poate în ce privesc colaborările, cu cine te afli într-o colaborare, văd acolo că nu prea se țin de cuvânt sau aprofită, aduce dramă care nu e necesară, acea dramă în viața ta. Trebuie să-ți iei zborul, să te eliberezi de ceva anume. Pentru zodia ta, văd că se întâmplă lucruri... Văd o reînnoire, o renaștere, trebuie să te eliberezi, trebuie să-ți dai seama că trebuie să te eliberezi dintr-o situație blocantă. Sunt mai multe situații aici. Haideți să vedem ce vă transmit spiritele șamanice pentru următoarea săptămână. Să răspunzi chemării, să pleci, să explorezi, să călătorești. Pentru că tu acolo te gândești dacă mergi, nu mergi, nu vrei, nu vrei, acolo trebuie să faci o alegere. Ți se cere să explorezi, să pleci în călătorie, să răspunzi chemării, să trăiești. Dragii mei tauri, dacă v-a plăcut, sper că dați un like, vă mulțumesc, vă binecuvântez, Dumnezeu să vă binecuvânteze, pași și ne vedem data viitoare. V-am pupat, sănătate, la revedere, numai bine!